Adrian și Cristina Emanuela, care acum se logodesc unul cu altul și pentru mântuirea lor, pentru ca să li se dea lor fi spre moștenirea neamului și toate cererile cele către mântuire, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să li se trimită lor dragoste desăvârșită, pașnică și ajutor, pentru ca să fie binecuvântați în deplină înțelegere și în credință ta, pentru ca să fie izbăviți și ei și noi de toate cazuri, ia primejdia și nevoia, apără, mântuiește, minuiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul tău. Alexandru Adrian, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se logodește roaba lui Dumnezeu Cristina Emanuela cu robul Dumnezeu Alexandru Adrian, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnule, risipitor când a zis: dați-ne-l în dreapta lui și junghind vițelul cel gras, mâncând să ne veselim. Această dreapta ta, Doamne, într-a armat pe Moise în Marea Roșie, că prin cuvântul tău cel adevărat cerurile s-au întărit și pământul s-a întemeiat. Și dreapta robilor tăi să se binecuvinteze cu cuvântul tău cel puternic și cu brațul tău cel înalt, însuți, dar și acum, Stăpâne,
binecuvintează această punere a inelelor cu binecuvântarea cerească și Îngerul Domnului să meargă înaintea lor în toate zilele vieții lor. Că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate câte sunt și Ție slavă înălțăme Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Fericiți cei ce se tem de Domnul, care umblă în căile Lui. Rodul muncii tale vei mânca, fericit ești, bine îți va fi. Mărire ție, Dumnezeul nostru, mărire ție. Femeia ta, Domnul, viitoare, laturile casei tale, vinde ca niște păsare, tinere de măstrinul de jurul mesei tale. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Binecuvântat și pururea și în vecii vecilor. Cu pace Domnului să ne rugăm. Pentru robii lui Dumnezeu, Alexandru, Adrian și Cristina Emanuela, care acum se însoțesc unul cu altul prin taina nunții, și pentru mântuirea lor, pentru ca să fie binecuvântată nunta aceasta, ca și aceea din Cana Galilei, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să li se dea lor bună înțelegere, viață cumpătată și rog vândecului spre folos, pentru ca să se veselească ei la vederea fiilor și a fiicelor lor, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să li se dăruiască lor bucuria nașterii de Tatăl, mântuiește, mântuiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău. De prea sfânta, curata, prea binecuvântată, slăvita, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoare și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Pura Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Pe noi înșine și pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu, să o dăm. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii. Și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi într-un. Și pe care Dumnezeu i-a unit pe lui de smartă. Cel ce-i binecuvântat pe robul tău, Avram, ce-i deschis pântecele sale și l-ai făcut tata multor neamuri. Cel ce-i dăruit pe Isaac de veche și ai binecuvântat nașterea ei. Care-i însoțit pe Iacob cu Rahela și din ei a arătat 12 patriari. Cel ce-i însoțit pe Iosif cu Asireta și l-ai dăruit lor cruș pe Efraim și pe Manase, care-i primit pe Zaharia și pe Elisabeta și l-ai dat lor trumpe înainte mergătorul. Cel ce din rădăcina lui Iesei, după trup, ai crescut pe bunurile Fecioara și din ea te-ai îngrupat și te-ai născut spre mântuirea neamului omenesc, care pentru negreitul tău dar și multă bunătate ai venit în Cana Galilei și Dumnezeu care era acolo ai binecuvântat-o, ca să arăți că din voia ta se face însoțirea cea după lege și naștere de prunci din această însoțire. Însuți, Stăpâne, preasfinte, primește rugăciunea noastră a rugilor tăi și precum acolo și aici și de față cu ajutorul tău, cel nevăzut binecuvintea. Adrian, cu roaba ta, Cristina Emanuela, pentru că de către tine se însoțește bărbatul cu femeia, unește-i pe ei într-un gând, încununează-i într-un trup,
Dăruiește-ne o altă pântecelui dobândire de prunci buni. A ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Robule lui Dumnezeu, Alexandru Adrian, roaba lui Dumnezeu, Cristina Emanuela, în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună robul lui Dumnezeu, Alexandru Adrian, cu roaba lui Dumnezeu, Cristina Emanuela, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună robul lui Dumnezeu, Alexandru Adrian, Emanuela, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Domnului. Lui Dumnezeu, Cristina Emanuela, cu robul lui Dumnezeu, Alexandru Adrian, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se cunună roaba lui Dumnezeu, Cristina Emanuela, cu robul lui Dumnezeu, Alexandru Adrian, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se cunună roaba lui Dumnezeu, Cristina Emanuela, cu robul lui Dumnezeu, Alexandru Adrian, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Doamne, Dumnezeu nostru, cu mărire și cu cinste, cu mărire și cu cinste, încoronează-i pe dânsii. Să luăm aminte, pace tuturor. Sfânta Evanghelie, pace tuturor și
Evanghelistii Ioan citire. Mărire ție, Doamne, vremea aceea s-a făcut nuntă în Cana Galilei, iar mama lui Iisus era acolo și a fost chemat la nuntă și Iisus cu ucenicii săi. Și sfârșindu-se vinul, a zis mama lui Iisus către dânsul: nu mai au vin. Iar Iisus i-a răspuns: ce ne privește pe mine și pe tine, femeie, ceasul meu n-a venit încă. Mama lui a zis celor ce slujeau: să faceți ceea ce vă va spune. Și erau acolo 6 vase de apă, făcute din piatră, puse pentru curățirea ideilor, și care luau câte 2 sau 3 vedre. Iisus le-a poruncit: umpleți vasele cu apă. Acest început al minunilor l-a făcut Iisus în Cana Galilei și și-a arătat slava sa. Și au crezut în Tată, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi și iartă-ne-o greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Gata este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește-ne. Dumnezeule, Cel ce toate le-ai făcut puterea ta și ai zidit lumea și ai înfrumusețat cumna tuturor celor făcute de tine și acest pahar de obște pe care l-a dat celor ce se însoțesc prin unirea nunții, binecuvintează cu domnicească ta binecuvântare. Că s-a binecuvântat. Mai puțin, nu mi-a zis, mai mult.
Aleluia, aleluia, aleluia. Păzindu-i cu rasele brigană și neasupriți,
în vecii vecilor. Amin. Tatăl și Fiul și Sfântul Duh, treimea cea întotdeauna sfântă și de o ființă și cea începătoare de viață, o dumnezeire și o împărăție cea întotdeauna sfântă, să vă binecuvinteze pe voi. Să vă dea vă o viață îndelungată, naștere de plâng și bun, spor în viață și în credință. Să vă umple pe voi de toate bunătățile cele pământești și să vă împlinicească și de desfătarea bunătăților celor păgăduite pentru rugăciunile preasfinte născătoare de Dumnezeu și ale tuturor sfinților. Amin. Înțelepciune, binecuvintează. Cel ce cu venirea sa în Cana Galilei arată amânta cinstită Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru căciune prea curatei sale, Maici, ale Sfinților Slăviților, citută în brațul apostoli, ale Sfinților Dumnezeu, cunnații tot mai cum, apostolii, împărații, Constantin și Elenale, Sfântului Mare, Mucenii Procopii, Jurele tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Pentru căciune Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiului Dumnezeu, miluiește și mântuiește pre noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Dragi miri, dragi nași, iubiți credincioși, nu vreau să vă rețin prea mult decât câteva sfaturi și idei, poate le-ați mai auzit, poate le-ați mai întâlnit, dar este datoria noastră să vă aducem aminte faptul că nunta sau taina prundirii nu este ceva tradițional sau obicei, ci este o sfântă taină, o taină prin care primiți Harul lui Dumnezeu și binecuvântarea sa. Și ați văzut că în mod simbolic ați cântat separați în biserică, adică nașul și cu mirisica, genică și cu nașa, iar când ieșiți din biserică, ieșiți împreună, ceea ce înseamnă unitatea familiei. Așa cum ați auzit la Sfânta Scriptură, va lăsa tatăl pe omul, pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup. Deci, atât de acum, în mod firesc, deși sunteți separați două trupuri, formați un întreg, o familie, o familie creștină, o familie ce a primit binecuvântarea lui Dumnezeu, Harul Său cel binecuvântat, pentru că, așa cum spuneam, nu este un obicei, este ceva tainic. Și veți simți de astăzi înainte această taină lui Dumnezeu. Trebuie doar să-i cereți lui Dumnezeu și El o va da. Înțelegeți? Nu este nimic întâmplător în viață. Poate nu v-ați gândit sau poate v-ați gândit. Eu vă aduc aminte că poate tu, Adrian, ești răspunsul rugăciunilor Cristinei. Și invers. Poate ea s-a rugat lui Dumnezeu, încă măruța e acolo, să-i dea un bărbat așa cum ești tu. Și tu, invers, iată că Dumnezeu va asculta rugăciunile și datorită lui și rugăciunilor voastre sunteți aici. Și să nu uitați niciodată de părinții voștri care v-au născut și v-au crescut, pentru că rugăciunile lor întăresc temeliile caselor copiilor, așa cum spune Sfânta Carte, Sfânta Scriptură. De aceea am văzut cât de apropiați erau părinții, parcă vă sufocau, erau în spatele vostru, vă suflam în ceafă. Vă iubesc și țin la voi. Dar iată că pe lângă părinții trupești, ați găsit doi părinți spirituali, tot cu lucrarea lui Dumnezeu, că nimic nu este întâmplător, să știți. Niciodată să nu credeți că evenimentele se petrec așa, la întâmplare, că e o coincidență sau că așa a fost să fie. Nu. Totul este așa cu o providență divină, cu un sfat dumnezeiesc. Dar noi trebuie să ascultăm această chemare lui Dumnezeu și să facem voia Lui. Iar voia lui Dumnezeu este să fiți uniți, să vă iubiți mai mult decât v-ați iubit până acum, că așa cum ați auzit la apostol, zicea Sfântul Apostol Pavel, femeia este sau este capul bărbat, pe capul femeii este bărbatul, deci este trupul. Și fiecare își iubește trupul și îl încălzește. Adică nu poți să-ți urești femeia, urându-ți femeia, te urăști pe tine însă. În modul acesta al familiei.
Adică de aceea trebuie să iubești, să o păzești, să ai grijă de ea toată viața. Într-adevăr, familia poate fi o jertfă, un sacrificiu. Deoarece, într-adevăr, atunci îți iubești cu adevărat soția, când ești gata să-ți dai viața pentru ea, așa cum Hristos și-a dat viața pentru biserică. Și invers. Da? Asta este cel mai mare semn de iubire. Și ce înseamnă să te sacrifici? Poate de multe ori dorințele soției nu ți se par ție drepte sau îndreptățite. Dar tu, iubindu-ți soția, îi îndreptunești dorințele. Doar pentru că iubești. Și invers. Și soția la fel. Deci vorbesc la modul acesta general al amândurora. Spuneam să nu vă uitați părinții pentru că ei v-au născut, ei v-au crescut. Dar ei nu sunt imparțial ca și naș. Pentru că dacă băiatul se duce la părinții săi, automat ține podrața lor și invers. Dar voi nu trebuie să fiți așa, să vă iubiți soprii ca și pe părinții voi. Pentru că datorită soprilor, iau-te ce băiat frumos ca bradul ți-a dat. Și invers, iau-te ce floare ți-au dăruit soprii tăi. Înțelegeți? Datorită lor, ai soția pe care ți-ai dorit-o, de visele tale, în rugăciunile tale. Și atunci trebuie să-i respecti. Și pe unii și pe ceilalți. Dar, dacă vreodată, noi punem și așa, viața nu este chiar roz, mai se întâmplă greutăți pe care singur nu le puteți depăși. Alergați la nașii voștri, nașii voștri, imparțial fiind, din experiența vieții lor, vă vor povățui, vă vor îndemna să treceți mai departe împreună să și niciodată. Dacă amândoi trag la același jug, jugul va fi ușor. Dacă unul trage în stânga, celălalt în dreapta, ți se pare greu și ție, ți se va părea greu și ei. Și atunci, amândoi, întotdeauna în familie trebuie să fie dialog, să discutați între voi, nimic să nu rămână nediscutat. Să aveți mult dialog în familie, să vorbiți ce ai făcut astăzi, pe unde ai mai fost la serviciu, ce ți s-a mai întrebat. Adică să vadă soția că îți pasă de ea și soției, și soțul să vadă că îți pasă de el, să-l întrebi de sănătate și de greutatea zilei care a trecut. De asemenea, uitându-ne la buchetele acestea de Dumnezeu, eu le-aș asemăna cu familia. Familia, cu cât e mai numeroasă, cu atât e mai frumoasă. Dacă lângă lumânare am fi pus doar o floare, nu era așa de atractivă, ca să zic. Dar iată, așa și părinții. Cu cât am mai mulți copii pe lângă ei, 2, 3, 4, a fost binecuvântat de Dumnezeu, la rugăciune zicea, binecuvintează ca pe Abraham, ca pe Isaac, ca pe Iacob. Iată, Abraham a avut copii, Isaac a avut doi gemeni, ca și tine. Deci iată că deja Dumnezeu te-a binecuvântat și indu-ți gândurile tale mai dinainte. Așa să fie familia voastră frumoasă, la fel ca aceste buchete frumoase. Nașii, să vă bucurați de fine dumneavoastră, este o responsabilitate pe care v-ați asumat-o, sunteți alături de ei, așa să fiți mereu, să vă bucurați de ei, nu vă mai rețin prea mult, ci din partea noastră vă urăm și vă cântăm un sincer și un călduros la mulți ani, ca să pe piardă tot ce vă doriți, da? La mulți ani cu sănătate, să
trebuie să te rugi la să ce să vezi de ceva a făcut așa. Acum strec. Și laptele cred că l-am în mașină la voi. Mamă, ce mișto e.